Bun găsit, oameni buni! Începând de astăzi, încercăm să vă aducem oameni și oameni, unul și unul, suflete, caractere, talente, oameni care au dovedit că au ceva de spus, că au ceva de transmis, că au ceva de lăsat generațiilor viitoare. E o emisiune în care cred că granițele nu vor exista, pentru că vor fi și români din altă parte, poate unii chiar nu stau în România, dar care, sigur că prin tot ceea ce au făcut, au demonstrat că sunt foarte puternici, că sunt foarte talentați și că Dumnezeu i-a ajutat să reușească în tot ceea ce și-au propus ei. Casa părintească nu se vinde, nu se vinde tot ce este sfânt. În această seară, un artist de o sensibilitate extraordinară, un om de o modestie greu de egalat, dragi prieteni, un talent imens și o emblemă atât pentru muzica populară, cât și pentru muzica ușoară. E un maestru. Grigore Vieru i-a compus, i-a scris foarte multe dintre textele melodiilor sale. Una dintre ele a rămas ca un șlagăr, mesaj către generații. Casa părintească nu se vinde. Mihai Ciobanu, din Republica Moldova. Ascultați-mă, surori, pe mine și voi, frații mei, ce v-ați pădit. Îi păcat, nu-i drept, nu este bine să vinzi casa care te-a încălzit. Casa părintească nu se vinde, nu se vinde tot ce este sfânt. Încă vin copiii s-o colinde, nu știu că stăpânii nu mai sunt. Casa părintească nu se vinde, nu se vinde pragul părintesc. Din atâtea lucruri dulci și sfinte, ochii mamei încă ne privesc. Bani ne-ar trebui la fiecare, toți avem copii și vremea-i grea. Însă cum să vinzi fereastra oare, cea la care mama ne-aștepta? O vom da și vor schimba lăcată, și vor pune și ferestre noi. Și trecând pe lângă ea vreodată, va privi ca la străini la noi. Casa părintească nu se vinde, nu se vinde pragul părintesc. Din atâtea lucruri dragi și sfinte, ochii mamei încă ne primesc. Bună seara și mulțumesc! Bună seara! Îți bucuros să ne întâlnim pe calea undilor și îți fericit că anume în această mare zi de sărbătoare, la noi este Ziua Culturii Naționale, dar în univers este Ziua Marelui Eminescu. Ești o emblemă a culturii, a muzicii românești și am observat că în
Republica Moldova. Oamenii știu să aprecieze tradițiile parcă mai mult decât știm noi. Poate greșesc, dar nu cred că greșesc, Mihai Cioban. Lumea diferită și cu asta e interesantă. Cui place, se interesează și apreciază. Dar așa e, cum am zis, lumea e diferită. Sigur că lumea e bună. Până la urmă, mai multă lume bună este decât lume rău păcătoare. Așa este. Bun, acum, pentru că, iată, îl avem pe Mihai Ciobanu alături de noi, vreau să vă spun ce spunea marele Grigore Vieru despre Mihai Ciobanu. Artistul care prin puterea harului ne convinge că viața merită trăită și că e păcat să fii supărat pe ea, chiar dacă vremurile sunt potrivnice omului. Mă simt minunat în cântecul acestui fermecător cântăreț care vine din bujorul Hânceștiului, răsfrânt în apele eterne ale Prutului. Iată ce frumos, cât de semnificativ, cât de pur vorbea Grigore Vieru, acest simbol al iubirii de țară, al patriotismului. Hai să nu ne ferim de cuvintele mari. Acestea nu sunt cuvinte mari. Acestea sunt cuvinte care pleacă de la un suflet la suflet. Nu-i așa? Este un adevăr. Am avut o colaborare fructuoasă cu minunatul nostru poet Grigore Vieru. Am făcut și un CD care se numește Pe ostrovul Prutului. Am înregistrat peste 40 de cântece în fondurile radio de la Chișinău și mai am, cred că aproximativ, vreo 40 de texte, poate o leacă mai puțin, că o parte le-am înregistrat după ce a plecat dumnealui în lumea celor drepți și acum îmi dau seama cât de fericit am fost și sunt datorită poetului Grigore Vieru și altor poeți minunați. Pentru că spuneai că ne întâlnim într-o zi cu o semnificație aparte pentru români și pentru cultura românească. 15 ianuarie a fost ziua de naștere a marelui poet, inegalabilului poet, și nu o spunem doar noi românii, o spun și alții, Mihai Eminescu. Mihai Ciobanu a interpretat melodii pe versurile lui Mihai Eminescu. Așa este, am înregistrat un CD cu capela corală Moldova, capela corală dirijată de Valentin Budilevski de la radio-televiziunea din Chișinău și am înregistrat un CD care se numește Busuioc înlăcrimat și am înregistrat câteva romanțe pe versurile poetului Mihai Eminescu, cum ar fi Dorința, Când amintirile, Pe aceeași ulicioară, De ce nu vii, și alte cântece, bijuterii frumoase pe versurile marelui poet Mihai Eminescu. Acum, pentru că această întâlnire cu tine, Mihai Ciobanu, conține și câteva melodii superbe pe care îți mulțumim că ni le-ai pus la dispoziție pentru a fi difuzate în cadrul emisiunii. Vom asculta această melodie, De ce nu vii, pe versurile lui Mihai Eminescu. Ți-aduce aminte cum de atunci. Yeah.
Cum a fost copilăria ta? Copilăria a fost, știi toată lumea că copilăria unui om este un lucru sfânt în viața lui, pentru că cât de tare am dorit să ne reîntoarcem înapoi la copilăria frumoasă. Nu avem cum să ne întoarcem, doar cu gândul. Și am avut o copilărie interesantă. Mama a născut 11 copii și eu am fost cel mai mare. Am avut grijă de celelalte surori și frați după mine, cât am fost așa, până am mers mai departe de dragul cântecului. De dragul cântecului, în genere, am fugit de acasă, pentru că tata vrea să mă facă mecanizator. Tata lucra pe atunci brigadier la tractoare, cum era perioada aceea, și vrea să mă facă să merg, să învăț la un liceu de tehnică cu asta. Și din cauza că nu mi-a încredințat motocicleta, am urât tehnica. Și am zis că mă duc să învăț muzica. Și tata nu prea era de acord, dar m-am sfătuit cu mama. Și am venit pe atunci la Chișinău, colegiul de muzică, liceu de muzică Ștefan Neagă din Chișinău. Și eram prin anul 3 student, m-am convins că și tata a îndrăgit muzica până la urmă, așa mai cu iertările lui, pentru că suferea într-un fel că satul rămâne mai puțin cu mecanizator. Dar eu i-am dovedit într-un fel și l-au convins și oamenii care aveau încredere în mine în ceea ce fac legat de cântec, legat de artă, și s-a împăcat cu gândul, mai ales că îmi auză la radio cântece înregistrate pe atunci cu Orchestra Folclor. Și atunci bănuiesc că s-a bucurat foarte mult când și-a auzit unul dintre băieți cântând la radio, a apucat tatăl tău să te vadă pe vreo mare scenă cântând? Da, sigur că am avut în 1993 prima serată de creație cu lansarea unui disc de vinil făcut la București, la Electrecord, și țin minte la 4 martie, și am avut invitați de onoare pe Marea Cânticului Ardelenesc, Lucreția Ciobanu și Maria Murgoș de la Focșani. Am avut un spectacol împreună cu Orchestra Folclor, unde eram angajat, împreună cu colegii mei de breaslă de aici, de la Chișinău, Valentina Cojocaru, Nicolae Glib și alții interpreți minunați. Și atunci a fost și tata și mama și s-au convins că am avut dreptate și noi am făcut de rușine, în sens că n-am rămas în sat. Și de atunci înainte, așa, am îndrăgit cu tot sufletul ceea ce fac și mi-e dragă și acum, și sper că pe zile voi avea, voi munci și voi căuta tot ce e frumos cu gândul pentru inimile oamenilor care iubesc folclorul, care iubesc frumos.
eu sărac și tu săracă. Viața la mândoi ni dragă, dragostea până la mormântul, ni tot aurul și argintul. Fără dragoste în zadar trăiește, mă. Dragostea până la mormântul, ni tot aurul și argintul. Fără dragoste în zadar trăiește, mă. Cine își ia punga mireasă, nu intră norocul în casă. Cu banul cinse mărite, nu mai este fericită. Fără dragoste în zadar trăiește, mă. Sărac și tu săracă, viața la mândoi ni dragă. Fără dor și mângâiere, degeaba adune avere. Fără dragoste în zadar trăiește, mă. Bogăția treci idealul și rămâi numai cu amarul. Fără dragoste în zadar trăiește, mă. Eu sărac și tu săracă, viața la mândoi ni dragă. Dacă om avea sănătate, le-am face amândoi pe toate. Fără dragoste în zadar trăiește, mă. Dar e bine când în casă dragostea e împărăteasă. Fără dragoste în zadar trăiește, mă. 30 de albume, dragi telespectatori, și înțeleg peste 300 de melodii. Dumnezeule, peste 300 de melodii. Da, așa este. Și m-am gândit să fie și variate. Nu ca compoziție, dar variate din punct de vedere ca stil. Pentru că am înregistrat mai mult de 20 de cântece, de exemplu, cu capela corală Moldova, când și a capela, ceea ce este un lucru mai complicat decât să fie acompaniat de orchestră. Mai am un CD cu fanfara Poliției de Frontiere, tot e mai special la noi în Basarabia, nu prea s-au înregistrat asemenea cântece. Pe urmă, muzică ușoară, am început să cochetez și parcă îmi pare că mi-a reușit. Dar am început să cânt și muzică ușoară pentru că avem niște versuri, niște texte pentru cântec și ele nu puteau fi interpretate în stil folcloric. Aveau cuvinte levrești care ele merg la o romanță, la un cântec de muzică ușoară. Și de multe ori spuneam maestrului Grigore Vieru, zic, mă, dat de la cei care cântă muzică ușoară și poate că și el așa tânguinți, dar eu aș vrea tu să le cânt și eu aș vrea anume. Avea și o sensibilitate anume pentru tine. Posibil că simțea el ceva și eram nevoit de dragul lui și de dragul la ceea ce scria și acum îl pomenesc de fiecare dată când muncesc, pentru că undeva vreo 10 versuri, vreo 10 texte care mi le-a scris mai înainte n-a auzit nici melodia, nu le-a auzit. El s-a dus, așa cum spuneam, în lumea celor drepți și eu le-am făcut pe urmă, am găsit melodiile potrivite și asta a fost un noroc al meu, pentru că la noi aici în Basarabia sunt mulți interpreți talentați, și dar nu știu de ce el m-a ales pe mine să colaborăm și am colaborat așa cât s-a putut.
Mă gândeam acum la momentul în care ai spus am fugit de acasă și mă gândeam cât de greu a fost să te impui în muzică. Pentru că știu că nu-i foarte ușor. Pentru că știu că necesită sacrificii. Pentru că știu că nu întotdeauna toți oamenii îți doresc succes. Da, sacrificii, ai spus un adevăr, pentru că în genere arta trebuie sacrificiu. Trebuie să jertfești ca să faci ceva, ca să cucerești inima cuiva. Și asta am făcut-o și m-am convins văzând admiratorii cântecilor mele împliniți și permanent să fiu invitat în preajmă, să le cânt la diferite emisiuni, diferite lucruri importante de inimă și suflet. Și de atâta cred că la o vârstă mai înaintată care o am, sper să ajung și eu să trăiesc o viață mai lungă și îți doresc și dumneata. Mulțumesc! Viață lungă și cu mai multe bucurii. Am ajuns să fac o carte cu 100 de cântece, volumul întâi, 100 de cântece cu note și melodii. Da. O arăt cartea. Asta, nu știu dacă nu ți-am dăruit-o atunci. Da, cum să nu? Da, o am. O am cu dedicație. Mai târziu mi-au făcut de la Ministerul Culturii și Educației, deci la Chișinău, o altă carte, volumul 2 cu aceeași denumire, Casa Părintească nu se vinde, și cu care sunt mândru. Aici sunt o parte din cântecele mele care le-am înregistrat în fondul radio televiziunii din Chișinău. Și acum, iarăși, iese că mă laud, dar vreau să spun un adevăr. O carte care se numește Cântecele de acasă mă poartă prin lume, făcută la editura Prut, cu susținerea Ministerului de Cultură de aici, de la noi, cu povestioare din viața mea, din copilărie și până în zilele de astăzi, cu ceea ce am mai făcut, cu, eu știu... Adică o adevărată biografie. Cu culeși, da, cu culeși. Biografie mai departe. Cu culeși de breaslă. Aici este George Sârbu, folcloristul, care e iubit de toată lumea, care cunoaște folclorul românesc. Ionuț Dolănescu, Grigore Vieru, Mihai Munteanu, Maria Bieșu și alți oameni minunați, Sofia Vicoveanca. Și aici, dacă vreți, o fotografie care îmi place foarte, mi-e dragă foarte mult, la Focșani. Cine era acolo? Sofia Vicoveanca. Să-mi pun ochelari. Sofia, draga de ea, o iubim, da. O iubim foarte. Sava Negrean Brudașcu, Veta Biriș și Floarea Calută. Am avut de fiecare dată întâlniri de suflet cu înaintașii cânticului popular din România, printre care am îndrăgit, cred, cânticul popular, ascultând cânticile înaintașilor cântăreților noștri de aici din Basarabia, dar numai puțin m-au pornit spre calea cânticului popular și marii interprezi de pe atunci, Irina Loghin, Benoni Sinulescu, Ion Dolănescu și alți interpreți minunați la care am învățat și am îndrăgit cânticul popular. Știu că ne-a benit, ținea foarte mult la tine și te iubea foarte mult, îmi spunea de nenumărate ori cât de mult te apreciază și cât de important ești pentru sufletul lui. Da, am fost invitat de către dumnealui la câteva ediții a folclorului care se făcea
la Seriu, pe urmă la Buzău și am fost onorat și foarte așa împlinit sufletește pentru grija care mi-o purta și Dumnezeu să-l ierte. Aș iubi și însurată, dor, dor, dorule, să am sara un să tragă, dor, dor, dorule, la piernuța de bumbac, dor, dorule, la cerșaful cel brodat, dor, dor, dorule, la piernuța de bumbac, dor, dorule, la cerșaful cel brodat, dor, dor, dorule, la cerșaful cel brodat, ai loc ușorul meu cel drag. Ai legăna maș huța, huța, dore, dore, dorule, într-un leagăn cu mândruța, dore, dore, dorule, să ne legănăm frumos, dor, dorule, din leagăn să nu chic jos, dor, dore, dorule, că mândra nu-i învățată, dor, dorule, să doarmă nelegănată, dore, dore, dorule, să ne legănăm frumos, ai din leagăn să nu chic jos. Azi am cam îmbătrânit, dor, dor, dorule, greu-i dealul disuit, dor, dor, dorule, greu-i dealul disuit, dor, dor. Mihai Ciobanu, o viață de muzică. Nu greșesc dacă spun așa. Spune-mi, te rog frumos, dacă putea fi și altceva, dacă nu era muzica. Pentru că, după părerea mea, Mihai Ciobanu poate sta doar pe scenă. Ai o ținută atât de coerentă, clară, demnă. Știi, eu prezint spectacole undeva din 1986. L-am cunoscut pe regretatul Dan Spătaru. Atâta eleganță, atât bun gust, atâta atenție asupra fiecărui detaliu din costumația ta, din modul în care te prezinți pe scenă, nu am văzut de la Dan Spătaru. Și pentru asta, jos pălăria. Te admir foarte mult. L-am admirat și eu pe Dan Spătaru. Am avut chiar niște spectacole împreună la Slănic Moldova în niște zile de sărbătoare legate de anul nou, nu mai țin minte în ce an, știu că am fost impresionat de vorbele cu care povestea. Am fost mai mulți interpreți la Slănic Moldova, era să organiza așa pentru oameni care se odihneau acolo. Și am chiar și niște fotografii împreună. Mi-a povestit multe lucruri fiind în Rusia la niște filmări care știm cu toții, Eu, tu și o umbrelă. Și... A făcut și un film, exact. Da, da, da. Și am descoperit și eu lucruri care putea să învețe multă lume de la dânsul, niște lucruri mai speciale, așa, legate de cântec, legate de scenă și sunt mândru că l-am cunoscut și o port în suflet. Exact. Și în sufletul meu a rămas și rămâne Dan Spătaru. Da, ziceam, putea fi altceva dacă nu era muzica pentru Mihai Ciobanu? Păi, cred că ar fi bunul Dumnezeu. Ce ți-ar fi plăcut să faci dacă nu cântai? Păi, ce mi-ar fi plăcut să fac? Tot legat de artă. Mi-a fost dragă să fiu cu lumea în rând, să nu mă fac de rușine, să nu fac de rușine părinții și să fiu om cu unde vine și frumos și sinceritate și bunătate. Acolo mi-a fost dragă să fiu totdeauna. Care sunt oamenii speciali pe care i-ai cunoscut și care te-au purtat către ceea ce este astăzi maestrul Mihai Ciobanu și
Acum, în timp ce vorbesc cu tine, mi-aduc aminte ce spunea Bach. Muzica este o armonie agreabilă în onoarea lui Dumnezeu și desfătarea permisă sufletului. Muzica, știm cu toții, și asta am încheiat citatul lui Bach, muzica, Mihai Ciobanu, te poate purta pe acele frecvențe înalte, te poate scoate dintr-o stare nu foarte potrivită, te poate arunca într-o stare de veselie, te poate purta către optimism, poate să-ți redea încrederea. De muzica este o terapie. Muzica bună este o terapie. Și acum revin la întrebare. Oamenii speciali din viața artistului, marelui artist, Mihai Ciobanu. Eu aș începe cu... Eu înțeleg să spun la niște lucruri importante legate de viața mea până am ajuns la ceea ce am ajuns. Adică, sigur că în primul rând sunt părinții mei care mi-au dat viață. Mai târziu, în viața mea am avut noroc de oameni care m-au îndrumat și m-au sfătuit cum să găsesc sâmburile, ideea, cheița folclorului românesc și mai apoi am întâlnit dirijori de orchestră care m-au îndrumat, Petre Neamțu, Vasile Goia, Ion Dascăl și Nicolae Botgros, dar și minunații poeți care m-au ajutat să fac, să adun așa, să fac niște cuvinte pentru, mai bine zis, haină pentru cuvintele frumoase celor care au fost Grigore Vieru, Vasile Romanciuc, Anatol Ciocanu și alți minunați oameni de condei care mi-au fost de folos. Și mulțumesc bunului Dumnezeu că am avut ocazia să ne cunoaștem, să ne întâlnim la diferite spectacole cu oamenii care Sofia Vicoveanca, domnul Enigărescu de la Electric Cord, care a fost primul care am fost selectat de aici din Basarabia să fac un disc de vinil la Electric Cord la București. Mai târziu... Asta în ce an era? În ce an se întâmplă? 90. 90 și 90-91. Și în 93 mi-au mai propus să mai fac un disc de vinil. Primul disc de vinil se numea Mistrule pe apa ta. Era doilea, dar aș vrea să trăiesc mult. Așa se numeau discurile făcute la Electric Cord. Mai târziu am avut norocul să cunosc colegi de breaslă de la care am învățat cât ceva. De aici, de la noi, Nicolae Sulac, Teodor Negară și alți minunați interpreți. Și m-a călit scena, spectacolele care le aveam în fața publicului și aici, la noi, și în străinătate. Și peste Prut am colaborat cu orchestra de la Botoșani foarte mult, cu Ioan Cobâlă, Dumnezeu să-l ierte, dirijorul orchestrei, cu George Sârbu de la Suceava și alte orchestre minunate. Am participat la câteva ori la festivalul Maria Tanasă cu recital, Maria Tanasă de la Craiova. Și acolo am cunoscut oameni și am învățat lucruri frumoase și importante și necesare pentru inima și sufletul meu. Hai cu toți să începem hora, hai basarabeni, nu mai așteptați, în vor intrați. Cântă frumos lăutarii, sună muzica și cu lăutarii cântă Basarabia. Drag mijlocul românesc, dragă hora mea, așa lui la noi acasă în Basarabia. Când Mihai Ciobanu ascultă muzică, ce muzică ascultă? Păi depinde de dispoziții. Așa.
Pe odată când am așa în suflet o durere, mă străduiesc să ascult muzică. Îmi place muzica de tot felul, și muzica clasică și muzica ușoară, și sunt mereu în căutare să descoperi ceva ce n-am mai cunoscut până la ziua de astăzi. Și sunt curios să ascult, să văd, și mă bucură de fiecare dată pentru că găsesc câte un sâmbure așa ce important pentru, câte un miez important pentru sufletul meu. Mihai Ciobanu, ești un om, un artist foarte important în Republica Moldova și în România, pentru că, iată, culmea, vorbim de două țări, dar în realitate noi vorbim aceeași limbă. Vreau să te întreb pentru cei generațiile tinere care se uită la noi și poate ne dai un sfat. Cum îi facem pe oameni, pe cei care vin din urmă și care vor să asculte muzică, cum îi facem să deosebească chiciul de calitate? Oamenii care au studiat, care au cei 7 ani de acasă, le vine mai ușor să poată diferenția frumosul de mai puțin frumos. Și mă bucur că multă lume de aici, din Basarabia, studiază la București și în alte orașe mari și frumoase ale întregii României. Și cred că cu asta, odată cu asta, o să progreseze multe lucruri. Noi, oamenii de cultură, de mult am făcut unirea și suntem într-un fel împliniți. De acum ce depinde de alții, e lucru care trebuie să-l facă. Da, trăim cu toții vremuri grele, vremuri dificile. Vedem că românii sunt împărțiți în două țări. Sunt vremuri ciudate, sunt vremuri complicate, sunt vremuri în care parcă îmi e dor de ceea ce se întâmpla în urmă cu 20 de ani, când eram mult, mult mai relaxați, mult mai odihniți și poate mult mai optimiști față de ceea ce va să vină. Da, să sperăm că vor veni timpurile dorite de noi și să știi că ne-am străinat mult, chiar și între frați și surori ne întâlnim mai rar, între prietenii dragi care visăm să-i vedem, să-i auzim, care sunt la o distanță, da, de copii și de nepoții noștri, care avem un picior, locuiește în Canada, în Toronto, este un violonist apreciat de oamenii care îl cunosc, cântă într-o orchestră de orchestră simfonică și mari și alte joburi, așa. A fost și Sofia Vicoveanca, a cântat cu el acolo, și alți interpreți, maestru Nicolae Botgros l-a invitat în spectacole din Canada să meargă în Statele Unite și au avut 10 de concerte așa, împreună, și eram bucuros și eu și soția mea când ne telefonau de acolo și ne spuneau că avem un ficior bine educat și este o bucurie pentru părinți când auzi. Și mai avem o fiică în Portugalia care locuiește și lucrează acolo. E o durere pentru noi, pentru că ce părinte nu și-ar dori să aibă copii alături. Dar este o zicală, decât să plânge copiilor de jele, mai bine le plângi de dor. Și ne împăcăm cu gândul ăsta. Așa suntem este. Suntem fericiți că avem și nepoți și sănătate. Să-i ține Dumnezeu sănătoși, să-i ține Dumnezeu sănătoși și pe voi, să vă bucurați de ei, pentru că, până la urmă, cred că aceste mici bucurii întregesc în acest moment tablou destinului nostru. Așa e, am avut spectacole
astă vară, toamna, pe o scenă cu Paula Seling, cu Fuego, cu alți colegi dragi sufletului meu și ne-am bucurat mai rar, dar oricum ne vedem și ne susținem într-un fel, așa. Și curați ca lacrima, așa mi-au fost anii de cândva. Cei de azi scu de toate, da mă rog de sănătate, anii cei mai dragi din viața mea. Anii mei ca niște flori, toți am lăsat fetelor, anii mei frumoși ca dragostea. Doamne, bine-i că sunt sănătos, că mai vine-n prag și om frumos. Cu o vorbă și un păhăruț, anii trec și noi mai uiți, anii cei mai dragi din viața mea. Cu o vorbă și un păhăruț, anii trec și noi mai uiți, anii mei frumoși ca dragostea.